Oamenii când se trezesc dimineața, încep să se gândească la problemele lor. Aceste probleme sunt circuite de memorie la nivelul creierului. Fiecare amintire este conectată cu oameni și lucruri în anumite momente și anumite locuri. Și dacă creierul se transformă într-o înregistrare a trecutului, în momentul în care ei își încep ziua, sunt deja cu gândul la trecut. Fiecare amintire aduce cu sine o emoție. Emoțiile sunt produsul experiențelor din trecut. De aceea, în momentul în care ne amintim de o problemă, ne simțim brusc nefericiți, triști, simțim durere. Modul în care gândești și felul în care te simți îți creează starea de a fi. Prin urmare, întreaga stare de a fi a persoanei în momentul în care își începe ziua se află în trecut. Ce înseamnă acest lucru? Trecutul familiar va deveni mai devreme sau mai târziu un viitor previzibil. Dacă crezi că gândurile tale îți influențează destinul, dar nu reușești să gândești diferit de ceea ce simți sau sentimentele tale au devenit un mijloc de gândire, prin însăși definiția emoției, gândirea ta este ancorată în trecut. Și în cea mai mare parte vei continua să-ți creezi aceeași viață. Apoi oamenii își iau telefonul, își verifică WhatsApp-ul, își verifică mesajele, e-mail-ul, Facebook-ul, își fac o poză, o postează pe Twitter, pe Instagram, citesc știrile și acum se simt cu adevărat conectați cu lumea pe care o cunosc. Apoi trec printr-o serie de activități de rutină. Întotdeauna se dau jos din pat pe aceeași parte, se duc la baie, își beau ceașca de cafea, fac un duș, se îmbracă, se duc la lucru pe același traseu, fac aceleași lucruri, văd aceiași oameni, apasă aceleași butoane emoționale și toate lucrurile acestea devin o rutină, un fel de program. Și au pierdut liberul arbitru, pentru că au un program. Și nu e din cauza unei mâini invizibile. Prin urmare, când vine momentul schimbării, repetarea ciclului respectiv devine un program subconștient. 95% din ceea ce suntem la vârsta de 35 de ani este o înregistrare a comportamentelor, reacțiilor emoționale, obiceiurilor inconștiente, atitudinilor instinctive, credințelor și percepțiilor care funcționează ca un program de calculator. Atunci o persoană poate spune cu cei 5% din mintea sa conștientă: îmi doresc să fiu sănătos, îmi doresc să fiu fericit, îmi doresc să fiu liber, însă corpul funcționează deja conform unui program complet diferit. Așadar, cum începem să ne schimbăm? Ei bine, trebuie să treci dincolo de mintea analitică, deoarece ceea ce separă mintea conștientă de subconștient este mintea analitică. Și aici intră în joc meditația, deoarece îi poți învăța pe oameni prin practică cum să-și schimbe undele cerebrale, să le încetinească. Atunci când este practicată corect, omul poate intra în sistemul de operare, unde poate începe să facă unele schimbări cu adevărat importante. Cu cât răspunsul emoțional la o anumită experiență din viață este mai puternic, cu atât este mai mare coeficientul emoțional al acestei experiențe și se acordă mai multă atenție cauzei. Când creierul se concentrează asupra cauzei, face un instantaneu și se formează o amintire. Amintirile pe termen lung sunt create ca urmare a experiențelor încărcate emoțional. Prin urmare, din punct de vedere neurologic, gândul rămâne în circuitul acelei experiențe, iar din punct de vedere chimic, rămâne în limitele acelor emoții. De aceea, atunci când ai o reacție emoțională față de cineva sau ceva, majoritatea oamenilor cred că este imposibil să poți controla acea reacție. În realitate, dacă prelungiți acea reacție care se mai numește perioadă refractară, timp de ore sau chiar zile, generați o stare proastă. Când îi spui cuiva: hei, cum ești? Sunt supărat. De ce ești supărat? Ei bine, mi s-a întâmplat acest lucru acum 5 zile. În acest caz ne confruntăm cu o reacție emoțională prelungită. Dacă păstrezi aceeași reacție emoțională timp de săptămâni sau luni, se numește temperament. De ce este atât de cinic? Nu știu, întreabă-l de ce este atât de cinic. De ce ești atât de cinic? Ei bine, în urmă cu 9 luni mi s-a întâmplat asta. Iar dacă păstrezi aceeași reacție emoțională ani de zile, ne confruntăm cu o trăsătură de personalitate. Persoanele care au avut o problemă continuă să-și amintească acea situație, deoarece emoțiile date de hormonii de stres, de hormonii de supraviețuire, le spun să fie atenți la ce s-a întâmplat, să fie pregătiți dacă se va întâmpla din nou. Se pare că mulți își petrec 70% din viață în modul de supraviețuire și în condiții stresante, încercând să-și imagineze cel mai rău scenariu bazat pe experiențe din trecut, astfel fiind literalmente în afara potențialelor infinite din câmpul cuantic. Aleg cel mai prost rezultat posibil, îmbrățișându-l emoțional prin frică și creând astfel o stare de frică și în corp. Dacă această stare durează mult timp, corpul va reacționa singur cu un atac de panică, fără să-l poți preveni, pentru că este programat în subconștient. Așadar, când întrebi o persoană de ce ai ajuns așa și ea răspunde: am ajuns așa din cauza evenimentului care mi s-a întâmplat acum 15-20 de ani. Ei bine, din punct de vedere biologic, acest lucru înseamnă că persoana a rămas acolo,
nu s-a putut schimba de la acel eveniment, deoarece emoțiile legate de acea experiență dau corpului și creierului o explozie de energie. Astfel, oamenii devin dependenți de acele descărcări emoționale și își folosesc problemele și condițiile vieții lor pentru a-și valida limitările, astfel încât să se poată simți vii emoțional. Apoi vine momentul schimbării, dar de fiecare dată își amintesc situația. Se eliberează aceleași substanțe chimice în creier și în corp, de parcă acel lucru s-ar întâmpla din nou. Declanșând și conectând automat aceleași circuite și trimițând corpului aceleași șocuri emoționale. Ce legătură are cu schimbarea? Ei bine, corpul tău este o minte inconștientă. El nu distinge între emoția creată de experiență și emoția creată numai de gândire. Așadar, corpul crede și trăiește în aceeași experiență a trecutului 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Acele emoții influențează apoi gândurile și acest lucru se întâmplă. Ca mai apoi acele gânduri să recreeze aceleași emoții și aceleași emoții să influențeze din nou aceleași gânduri, menținând întreaga stare de a fi a persoanei în trecut. Cea mai grea parte a schimbării este să nu faci aceleași alegeri pe care le-ai făcut cu o zi înainte, punct. Imediat ce te hotărăști să faci o alegere diferită, fii pregătit, pentru că te vei simți inconfortabil. Când vine timpul să se schimbe, persoana intră în râul schimbării, făcând o alegere diferită. Dintr-o dată nu-și mai recunoaște propriile emoții și corpul îi spune, faci asta de 35 de ani, acum vrei să nu mai suferi, nu vrei să te mai simți vinovat sau nedemn, nu vrei să te mai plângi, să mai dai vina pe altcineva sau să te scuzi sau să te autocompătimești. Corpul nu mai are referințe, el vrea să se întoarcă în locul familiar. Așadar începe să influențeze mintea și spune, începe de mâine, semeni prea mult cu maică ta. Nu te vei schimba niciodată, nu va funcționa pentru tine, există ceva care nu mă convinge. Dacă reacționați ca și când acel gând ar fi realitatea, veți face întotdeauna aceeași alegere, veți avea întotdeauna același comportament, care va produce aceeași experiență, care va genera aceeași emoție. Mulți oameni îmi spun, nu am o viziune asupra viitorului meu, sunt în întuneric. Și eu le răspund, cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l crea, pornind nu de la ceea ce cunoaștem, ci de la ceea ce nu cunoaștem. Ce gânduri vrei să activezi și să automatizezi în creierul tău? Ce comportament dorești să demonstrezi într-o bună zi? Actul de a repeta mental comportamentele dorite, închizând ochii și repetând acțiunile dorite, dacă sunteți pe deplin prezenți în acel moment, deoarece pentru creier nu există nicio diferență între ceea ce vă imaginați și ceea ce experimentați cu adevărat în lumea 3D, începeți să instalați circuite neuronale în creier, ca și cum situația imaginară s-ar fi întâmplat deja. Creierul nu mai este o înregistrare a trecutului, ci o hartă către viitor. Continuând cu acest tip de declanșator, hardware-ul devine software, devine un program. Cine știe, poate începeți să vă comportați ca o persoană fericită. În momentul în care începi să te simți abundent și demn, generezi bogăție. În momentul în care te simți puternic, începi să pășești pe calea succesului tău. În momentul în care te simți întreg, începi să te vindeci și când te iubești pe tine însuți și îți iubești întreaga viață, vei crea o realitate echivalentă și vei provoca un efect. Aceasta este diferența dintre a trăi ca o victimă, spunând mereu, sunt așa din cauza acestor persoane sau acestor experiențe, ele sunt cauza gândurilor și emoțiilor pe care le am. Când schimbi acest lucru, devii creatorul lumii tale și începi să spui, gândirea și sentimentele mele schimbă rezultatul vieții mele, iar acum acesta este un joc complet diferit. Apoi începem să credem că noi suntem creatorii propriei realități. Dacă nu te definești cu o viziune asupra viitorului, o vei face cu amintirea trecutului și vei deveni exact ceea ce ai fost deja. Dacă te trezești dimineața și nu vizualizezi cum vrei să fii, în timp ce întâlnești aceiași oameni, frecventezi aceleași locuri și faci întotdeauna aceleași lucruri în aceleași momente, nu personalitatea ta îți creează realitatea, ci realitatea trăiește pentru a-ți crea personalitatea. Mediul tău controlează acum gândurile și emoțiile inconștiente, deoarece fiecare persoană, obiect, loc sau experiență creează o rețea neurologică în creier. Fiecare experiență pe care o avem cu fiecare persoană ne produce o emoție. Așadar, pentru a ne schimba, atunci trebuie să fim mai mari decât mediul nostru, mai mari decât condițiile exterioare care ne seduc. Dacă vă doriți un nou rezultat, atunci va trebui să rupeți obiceiul de a fi voi înșivă și să reinventați un nou eu. Dr. Joe Dispenza.